Japonezii numesc ceremonia ceaiului chanoyu, sado sau chado. Este un ritual tradițional cu influențe din budismul zen, în care ceaiul verde pudră sau matcha este preparat ceremonios de către un practicant experimentat și este servit unui mic grup de invitați într-un cadru liniștit. În esența sa, ceremonia ceaiului reprezintă expresia sintetică a aspectelor fundamentale ale culturii japoneze. În cultura japoneză, orice formă de artă este descrisă ca o cale spirituală. În acest sens, întâlnim calea florilor ikebana, calea caligrafiei shodo, calea poeziei haiku sau calea sabiei kendo. Corespondentul pentru chanoyu este chado, calea ceaiului. Aceasta reprezintă o cale spirituală a ceremoniei ceaiului, spune doamna Kazuko Diaconu, președintele Asociației Niponica. Ceremonia ceaiului este un fel de a trăi, un mod de viață. Când se bea ceaiul, mișcările corpului trebuie să fie armonioase, strict calculate, liniștite, pline de calm interior. Sunt multe feluri de a modela spiritul, cum ar fi calea florilor ikebana sau shodo, calea caligrafiei. Toate acestea sunt și greu de învățat. Sensei Kazuko Diaconu, fostă Yamaguchi, este descendentă dintr-o nobilă familie japoneză. Doamna Kazuko Diaconu este și președintele Asociației Niponica și predă ceremonia ceaiului în România de aproape 15 ani. Am început să predau ceremonia ceaiului în 1997. Atunci erau multe schimbări în societatea românească. Fiecare experimenta în felul lui libertatea. În special tinerii au simțit nevoia de o stabilitate spirituală și unii au dorit să învețe despre ceremonia ceaiului. Acest ritual implică mult respect față de ceilalți. Ceremonia ceaiului este specială. Nu trebuie să fie mulți oameni. Ceremonia ceaiului special. Și nu mai mult oameni. Doamna Kazuko Diaconu, președintele Asociației Niponica. La un ritual al ceaiului, participanții poartă kimono. De cele mai multe ori, hainele trebuie să aibă culori simple și să fie curate. O deosebită importanță are felul de a saluta, de a se așeza, de a turna ceaiul în cești, felul în care trebuie să se țină ceașca. Pentru ceremonia ceaiului este nevoie de un chawan, cană de ceai, un chakin, șervet din bumbac folosit pentru purificarea cănii de ceai, un chasen, obiect pentru crearea suspensiei spumante de ceai, și un chasaku, obiect pentru măsurarea cantității de ceai pudră necesare unei porții de ceai verde. În timpul dinastiei Song, frunzele verzi ale ceaiului erau uscate și apoi transformate în pulbere praf. Acest ceai verde, sub formă de pulbere, era folosit în principal pentru ceremoniile din temple, dar era apreciat pentru gustul său și de către laici. Ceaiul a fost folosit în curțile aristocratice și în ceremoniile budiste începând cu secolul al XII-lea.